Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Ilie Claudia și sunt profesor de chimie la școala gimnazială numărul 25 și școala gimnazială Dan Barbilian din Galați. Astăzi vom recapitula împreună câteva noțiuni despre acizi, săruri și pH-ul soluțiilor, noțiuni pe care le-am învățat în clasa 7-a. Acizii sunt substanțe compuse formate din atomi de hidrogen și radicali. Acizii conțin doar atomi de nemetale. Să ne amintim faptul că radicalii sunt grupe de atomi care se găsesc în alcătuirea unor substanțe alături de atomi de hidrogen, metale sau alte grupe de atomi. Cei mai importanți radicali sunt azotat, azotit, carbonat, sulfit, sulfat, fosfit, fosfat. Deci fiecare radical are o anumită formulă și o valență diferită de a elementelor din care este format. Acizii se clasifică după două criterii și anume după compoziție, putând fi hidracizi, care conțin atomi de hidrogen și atomi de nemetale. Denumirea lor se formează astfel: acid, numele nemetalului și sufixul hidric. De exemplu, acid clorhidric, iar oxiacizii conțin atomi de hidrogen și radicali, adică au și atomi de oxigen, deoarece radicalii toți conțin atomi de oxigen. Denumirea se formează astfel: acid, numele nemetalului și unul dintre sufixele, sufixul -ic, dacă nemetalul din acid are valență superioară, sau sufixul -os, dacă nemetalul din acid are valență inferioară. Cei mai importanți oxiacizi sunt acid azotos, acid azotic, acid carbonic, acid sulfuros, acid sulfuric, acid fosforos și acid fosforic. Al doilea criteriu de clasificare este după numărul atomilor de hidrogen din moleculă. Astfel sunt acizi monoprotici, care conțin un atom de hidrogen, de exemplu acid clorhidric, acid azotos, diprotici, care conțin 2 atomi de hidrogen, acid sulfhidric, acid sulfuric, sau poliprotici, care conțin mai mult de 2 atomi de hidrogen, cum este acidul fosforic. Vă propun să exersați cele recapitulate, completând tabelul următor. Ne amuzăm de ce sunt periculoși pentru organismul uman, noi totuși bem un acid. Acidul carbonic este comercializat sub numele de sifon. Mai mult decât atât, avem în stomac un acid numit acid clorhidric. El intră în compoziția sucului gastric, care are un rol vital în buna desfășurare a procesului de digestie. Mai departe, să ne amintim câteva noțiuni despre săruri. Sărurile sunt substanțe compuse formate din atomi de metale și radicali. Sunt aceiași radicali pe care i-am întâlnit la acizi. Sărurile se clasifică astfel: săruri provenite de la hidracizi, care conțin atomi de metal și atomi de nemetal, cum este de exemplu clorura de sodiu. Denumirea acestor săruri se formează astfel: numele nemetalului, sufix ură, de și numele metalului. Dacă metalul are valență variabilă, atunci ea se precizează la finalul denumirii sau se folosesc sufixele. Sufixul oasă pentru valența inferioară a metalului și sufixul -ică pentru valența superioară a metalului. Astfel vom citi bromură de cupru 1 sau bromură cuproasă, respectiv bromură de cupru 2 sau bromură cuprică. A doua categorie de săruri, săruri provenite de la oxiacizi, care conțin atomi de metale și radicali, cum este, de exemplu, sulfatul de zinc. Deci denumirea se formează astfel: numele radicalului, de și numele metalului. De asemenea, dacă metalul are valență variabilă, atunci ea se precizează la finalul denumirii sau se folosesc sufixele, sufixul -os pentru valență inferioară a metalului și sufixul -ic pentru valență superioară a metalului. Așadar, vom citi carbonat de fier 2 sau carbonat feros și respectiv carbonat de fier 3 sau carbonat feric. Vă propun să exersați cele recapitulate,
corectând greșelele din formulele sau denumirile următoare. Mai departe discutăm despre pH-ul soluțiilor. Soluțiile din laborator și din viața de zi cu zi pot fi acide, bazice sau neutre. Caracterul acid, bazic sau neutru poate fi măsurat cu mărimea numită pH. Scala de pH are 14 diviziuni. În schema următoare vom observa cum variază pH-ul și câteva exemple de soluții din viața de zi cu zi. pH acid, neutru sau alcalin. Deci din schemă observăm faptul că mediul acid are pH mai mic decât 7, mediul neutru pH egal cu 7 și mediul bazic pH mai mare decât 7. pH-ul se poate determina prin mai multe metode. Mai întâi, cu indicatori acidobazici, care sunt substanțe ce au proprietatea de a-și schimba culoarea în funcție de mediu. Cei mai importanți indicatori acidobazici folosiți în laborator, precum și culorile lor în diferite medii, sunt fenolftaleină, turnesol și metil oranj. După cum se observă în acest tabel, în funcție de mediu acid, bazic sau neutru, fiecare dintre cei trei indicatori capătă o altă culoare. pH-ul se mai poate determina și cu o hârtie de pH, care este o bandă de hârtie ce are proprietatea de a se colora diferit în funcție de mediu, sau mai precis, cu un aparat numit pH-metru. Mult succes! Ne revedem cu bine data viitoare!